știu că sunt fiu de Dumnezeu. Tu ești credincios, așa ai fost mereu. Tu ești mare, ești tare, creator de galaxii. Tu în mine ai vrut să fii, în dragoste m-ai înfiat, iubirea tu mi-ai câștigat. Mi-ai promis cer deschis, cu tine să fiu. Abba, Tatăl meu, privesc spre chipul tău. În tine știu că sunt fiu de Dumnezeu. Tu ești credincios, așa ai fost mereu. Tu ești mare, ești tare. Abba, Tatăl meu, despre chipul tău. În tine știu că sunt fiu de Dumnezeu. Tu ești credincios, așa ai fost mereu. Tu ești mare, ești tare. Și-mi doresc fierbinte, mai aproape să fiu, să-ți văd frumusețea toată și una să fiu. Primit cu drag din nou în casa ta.
Doamne, și așa dorim ca numele Tău să se sfințească, numele Tău să fie slăvit, numele Tău să fie înălțat și numele Tău, Doamne, să fie lăudat în adunarea noastră și de data aceasta și întotdeauna când noi vom fi în locul acesta, dorim să facem cinste numelui Tău. Te rugăm să ne ajuți la aceasta și în afara bisericii, Doamne, nu doar aici în biserică, ci și atunci când ieșim din biserică, să putem să-ți aducem slavă ție și numelui Tău și să-ți facem cinste numelui Tău. Mulțumim că nouă ne oferi această posibilitate ca să rostim numele Tău cu buzele noastre. Mulțumim că putem să îți spunem, Doamne, într-un mod atât de frumos și de intim și să te numim Tată și îți mulțumim că ne-ai arătat și ne-ai dovedit că în adevăr ești Tatăl nostru. Mulțumim că ai fost Tată bun cu noi și mulțumim pentru felul frumos în care te-ai purtat față de fiecare dintre noi. Mulțumim pentru modul în care ne înveți, mulțumim Tată bun pentru răbdarea pe care o ai cu fiecare dintre noi. Mulțumim că Tu ne dai pâinea cea de toate zilele, mulțumim că ne ierți și păcatele, mulțumim că ne păzești și nu ne lași să cădem în ispită, mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care ne protejezi și de cel rău și de rele și, Doamne, toate acestea Ți se datorează Ție, binecuvântat să-Ți fie numele. Mulțumim și pentru această seară frumoasă pe care ne-ai oferit-o în dar, pentru posibilitatea aceasta de a fi în casa Ta. Doamne, mulțumim că ne oferi harul acesta și Te rugăm din toată inima să binecuvintezi adunarea, să binecuvintezi timpul și locul pe care îl petrecem aici și pe toți cei ce suntem în locul acesta. Te rugăm într-un mod deosebit, Doamne, binecuvintează în seara aceasta pe cei ce trec prin încercare. În mod special, Doamne, Te rugăm ca să însoțești familia Franț. Doamne, Te rugăm ca Tu să le fii alături. Știm că așa cum știi Tu să mângâi și așa cum poți Tu să mângâi, Doamne, nu poate nimeni. Știm că putere poți să dai doar Tu și Te rugăm să faci lucrul acesta și de tot ceea ce știi că are nevoie și sora Veronica, și băieții și fetele fratelui, Doamne, Te rog din toată inima ca să oferi Tu în bunătatea Ta. Pentru ceilalți, Doamne, ce trec prin încercări, la fel și de asemenea Te rugăm, Doamne, să le fii alături. Te rugăm din toată inima să dai mângâiere unde este nevoie de mângâiere, putere unde este nevoie de putere și apoi, Doamne, Te rugăm să dai vindecare și sănătate acolo unde este boală și acolo unde este suferință. Avem atâția frați care sunt în suferință, care sunt în boală, Doamne, Te rugăm frumos să Te atingi de ei și să-Ți arăți și să-Ți reverși din plin mila peste fiecare dintre ei. Mulțumim că vei face lucrul acesta, mulțumim că vei primi rugăciunile noastre înaintea Ta și în seara aceasta și încredințați, Doamne, că ne-ai ascultat această rugăciune și ne vei asculta toate rugăciunile și vei primi închinarea noastră în seara aceasta. Noi de pe acum Îți mulțumim și Te binecuvântăm și Te slăvim. Amin. Rămânem în picioare și continuăm să dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare. Iisus, viața noastră, noi pe Tine Te mărim, căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioși trăim. Yeah.
Amin, vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut un meșter zidar mergând spre șantier. Ce are cu el meșterul zidar mergând spre șantier? Uneltele sale, cel puțin mistria și canciocul trebuie să fie nelipsite. Ori mai fi și altele. Ați văzut fiecare dintre dumneavoastră un medic venit să consulte. Ce are medicul cu el? Cel puțin stetoscopul la gât, imediat îl vezi, nu vine fără. Merg și pe partea cealaltă. Ați văzut oameni cuprinși de vicii. Și le spui și știu că nu este bine. Dar unii dintre ei spun că fără fumul acela nociv, nu pot. Efectiv nu pot. Și dacă nu-l au, de-a dreptul se manifestă și se comportă într-un mod foarte ciudat. Acum, de ambele părți, exemplele ar putea continua. Cred că fiecarei categorii de oameni este caracteristic ceva. Oare ce ar trebui să fie caracteristic pocăitului mergând spre biserică? Și Biblia. Domnul să ne ajute. Ați venit cu Bibliile în seara asta? Da, Domnul să ne ajute să venim și o să tot insist pe aspectul acesta. Sper din toată inima ca să subscriem și să ne legăm mâna noastră de Biblie, să fim ca meșterul care merge spre locul de muncă cu unealta lui, cu uneltele care îi sunt atât de necesare, dar să fim și ca omul acela cuprins de vicii care nu poate fără și să spunem și noi că efectiv nu putem fără Biblie. Să nu poți să te duci fără Biblie la casa lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Mă uit câteodată la copii și văd așa de mici cu pretenții și nu le stă pantalonul bine, nu le place pantoful, nu le place rochița și parcă n-ar vrea să vină la biserică. Să fim așa, fără Biblie, eu nici nu plec de acasă. Nici nu ies din casă spre biserică fără Biblie. Domnul să ne dea dragostea aceasta față de cuvântul Lui. Amin. Bun, dacă avem Bibliile și aveți Bibliile la dumneavoastră, în seara aceasta le deschidem unde? La 1 Petru, la capitolul 4 și citim de la versetul 12 până la versetul 19 și la fel, dacă le avem și știm de unde și am deschis, vă invit și vă provoc să îndrăzniți să citiți cuvântul lui Dumnezeu și haideți să încercăm să nu lăsăm pauze. Dacă vă ridicați doi, vă zic așa, nu e nicio problemă dacă citiți doi. Câteodată observ și la rugăciune că se încep rugăciunea de către două persoane și unul renunță. Dar nu renunța, de ce să renunți? Roagă-te! Roagă-te că important este să te audă Dumnezeu. Acesta este cel mai important lucru. Așa că noi continuăm rugăciunea, că nu merge, încep rugăciunea și la un moment dat îi zic, Doamne, eu trebuie să pun pe pauză că mă asculți după aia, revin după. Stăm în prezența lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să conștientizăm lucrul acesta. Amin. Haideți să vedem cine ne citește versetul 12 din 1 Petru, capitolul 4. Dacă suferă pe
înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă sabatul e neîncrăit, sabatul greu, ce să avea ce și ce păcălos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și credințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Amin. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta în inimile noastre și pentru noi în seara aceasta, potrivit cu tema pe care noi o avem și potrivit cu acest pasaj și cu contextul și evenimentele ce ne înconjoară. În seara aceasta vom sta înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și în rugăciune. Pe lângă toate lucrurile care vă apasă, pe lângă cererile pe care vi le-ați propus să le aduceți înaintea lui Dumnezeu, pe lângă necazurile pe care le avem, pe lângă bolnavii pe care îi avem, în seara aceasta vrem să desprindem câteva gânduri și din Cuvântul lui Dumnezeu care să ne călăuzească în acest timp de rugăciune în închinare și haideți, așa, potrivit cu modelul la care noi am pornit de ceva timp, să descoperim, să identificăm noi, împreună, în seara aceasta, câteva motive din pasajul acesta prin care să lăudăm pe Dumnezeu sau pentru care să lăudăm pe Dumnezeu. Florin ne zice una, dar și Cristina subscrie și ea. Dar nu-i ușor, parcă, să vii și să-L lauzi pe Dumnezeu pentru aceasta. Să-L lauzi pe Dumnezeu pentru că e bun, pentru că îți merge bine, pentru că zilele îți sunt senine. Este extraordinar de frumos. Dar să-L lauzi pe Dumnezeu pentru încercări? Parcă e un pic mai greu. Parcă nu-ți vine să spui, Doamne, te laud pentru încercările de care mi-ai făcut parte. Parcă nu-ți vine să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru încercarea prin care trec. De obicei, noi când trecem prin încercare, știți ce spunem? Ori de ce, ori, Doamne, scapă-mă. Reacțiile noastre imediate cam acestea sunt, Doamne, de ce? Doamne, de ce îngădui să trec eu pe aici? Doamne, de ce ai lăsat să trec pe aici? Și apoi, Doamne, scapă-mă cât mai repede. Dar noi ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu și pentru încercările de care ne face parte. Pentru că veți vedea în seara aceasta rolul deosebit de important pe care îl au încercările în viața noastră. Și sublineam cu ceva timp în urmă că în anumite domenii și la anumite ținte pe care Dumnezeu le dorește de la fiecare dintre noi, nu putem, anumite standarde, nu putem ajunge decât dacă trecem prin aceste ateliere speciale pe care Dumnezeu le are și acestea sunt atelierele încercărilor. Dar trebuie să trecem și pe aici. Bun, îl lăudăm pe Dumnezeu în seara aceasta și pentru încercări și pentru încercările de care ne-a făcut parte. Pentru ce îl mai lăudăm pe Domnul? Ia uziți, ce frumos! Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Păi ce har, ce cinste este aceasta! Și am putea lega versetul acesta de altele, în care Apostolul Pavel de data aceasta vine și ne spune așa și întreabă, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Dumnezeul nemărginit, Dumnezeul infinit, Dumnezeul veșnic, Dumnezeul atotputernic să locuiască unde? În inima aceasta atât de sucită și de schimbătoare, în inima aceasta atât de mică și câteodată atât de rea,
în inima aceasta Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să locuiască și Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste noi, slăvit să fie Domnul pentru aceasta, și cred că suntem chemați să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta și să ne rugăm în același timp ca să simțim de fiecare dată că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este peste noi. Și reamintesc încă o dată modul în care debutează ultima dintre cărți, cartea Apocalipsa, prin a-l prezenta pe Ioan, cel care și scrie. Și Ioan acolo face o subliniere, zice așa, foarte frumos: în ziua Domnului eram, de ani de zile mă gândesc la expresia aceasta, în ziua Domnului eram în Duhul. Doamne, ajută-ne! Dar care e ziua Domnului? Doamne, ajută-ne la aceasta! Luni să fii în Duhul. Când ești în Duhul, să știți, vocabularul e așa cum pune Duhul să fie. Când ești în Duhul, gândurile sunt așa cum le pune Duhul să fie. Când ești în Duhul, starea și inima și atitudinea e așa cum dă Duhul. Dacă nu suntem în Duhul, de multe ori se vede și din vorbă și din atitudine și din toate. Bun, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că Duhul Lui se odihnește peste noi. Hai să vedem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pasajul acesta vorbește despre suferință. Despre suferință pentru numele lui Dumnezeu. Nu neg că dintre dumneavoastră sunt unii care suferă din pricina aceasta. Că poate suferim toți, într-o anumită măsură, la o anumită scară. Dar dați-mi voie să vă spun așa, că ceea ce noi numim suferință nu poate fi pus alături față de ceea ce suferă alții pentru numele lui Hristos. Dumneavoastră știți cât se suferă și astăzi pentru numele lui Hristos? Dumneavoastră știți că și astăzi, pe pământul acesta, în 2021, în postmodernism, știți că sunt creștini care plătesc cu prețul vieții? Știți că sunt unii aruncați în temniță și în închisoare numai pentru credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos? Știți că familiile acelora care sunt credincioși și astăzi au de suferit? Cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru faptul că ne-a păzit de mari suferințe. Eu mai aud cazuri dintre dumneavoastră și unii și unele ați suferit extraordinar de mult. Dar alții suferă și mai mult. Și vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că n-a îngăduit să suferim mai mult, ci că ne oferă acest timp și aceste vremuri în care mai avem libertate, slăvit să fie Domnul. Nu știm ce va urma și ce va fi și cum va fi, dar să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Apoi, pentru ce să-i mai mulțumim? Auziți, să-i mulțumim pentru că suntem în casa Lui și este un motiv să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru ce să-i mai mulțumim? Bun, că suntem sănătoși și aici așa poate fi suferința din trup, să-i mulțumim Dumnezeu că nu suferim în trup, că se vorbește despre suferință. Hai să mergem la punctul al treilea. Pentru ce să ne rugăm? Dar uitați-vă în pasaj, nu la mine, în pasaj, Bibliile. Avem Bibliile la noi. La Biblie, în Biblie ne uităm, în pasajul citit. Pentru ce ne rugăm? Să ne rugăm pentru puterea de a trece prin încercări. Haideți să vă dau un motiv, pentru noi ca și biserică, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi. Păi n-ar trebui să ne rugăm în seara aceasta să spunem: Doamne, te rugăm, îndură-te și ajută-ne să ne pregătim. Vorbeam luni, așa la prima oră, cu fratele Busuioc și cel puțin în ultima perioadă, de fiecare dată când vorbim îmi spune așa: frate Sergiu, spune bisericii să se pregătească. Păi când știm că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, ce ar trebui să facem? Păi ar trebui să ne pregătim, că va începe cu noi.
că va începe cu mine și apoi cu dumneavoastră. Domnul să se îndure de noi. Pentru ce să ne mai rugăm? Dacă tot am amintit de cei ce suferă mai mult decât noi, oare n-ar fi frumos să ne rugăm în seara aceasta pentru aceia care sunt poate la mii de kilometri distanță și suferă pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească? Haideți să ne rugăm și pentru cei ce sunt aproape de noi și nu suferă din pricina numelui Domnului nostru Iisus Hristos, ci suferă din pricina pierderilor pe care le-au avut. Și în mod special în seara aceasta vreau să ne rugăm pentru familia Franț. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i însoțească, ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească, ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie. Ne rugăm pentru bolnavii din biserica noastră și sunt atâția, ca Dumnezeu să se îndure de ei, ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Apoi ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta ca să putem să acceptăm încercarea, ca să ne bucurăm în încercare. Pentru că auziți versetul 13, dimpotrivă, bucurați-vă! Poate ar trebui să ne cerem iertare pentru că am murmurat, am cârtit, am comentat, am vociferat atunci când am fost încercați. Și n-am știut să-i mulțumim lui Dumnezeu și n-am acceptat încercarea din partea lui Dumnezeu. M-aș bucura să știu că nu este nimeni aici așa care să fi trecut prin încercare și să nu fi murmurat, ci să spună voia Domnului să se facă și accept și primesc. Așa că avem suficiente motive de rugăciune. Adaug la acestea încă unul. De aici așa de la slujbă vom merge la o slujbă de priveghi, pentru că astăzi și-a sfârșit alergarea pe pământul acesta și sora noastră Lidia Sticher și vom merge la priveghi. Ne rugăm ca Domnul să ne însoțească, Dumnezeu să mângâie și acolo ce e de mângâiat și Dumnezeu să ne dea har și în slujirea de acolo. Ne rugăm pentru slujba de înmormântare a fratelui Sami Franț de mâine, ne rugăm pentru priveghiul de mâine seară, ne rugăm pentru slujba de înmormântare de duminică. Avem atâtea și atâtea motive pentru care să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, îndură-te de noi și ascultă glasul nostru. Amin. Vă invit să ne ridicăm și, la fel, potrivit cu obiceiul pe care am început să-l avem vineri seara, avem așa un timp în care stăm cu Domnul și în gândul nostru, în duhul nostru, poate în șoaptă, poate cu așa voce mai înceată, venim și aducem înaintea lui Dumnezeu ceea ce am desprins din pasajul acesta și apoi ceea ce avem noi pe inima noastră și în sufletul nostru. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.
Împreună cu aceia care au încheiat rugăciunea, ne vom uni glasurile și vom da slavă lui Dumnezeu prin cântare. Cei care încă nu ați făcut lucrul acesta, în timp ce se va cânta, puteți să continuați rugăciunea dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Versetul care ne mai rămâne
de citit, de spus în seara aceasta pe care noi îl numim cuvânt de aur. Să vedem cine l-a învățat și rugăm de asemenea ca prima persoană care ne recită, ne spune versetul de aur pentru lecția din seara aceasta să ne spună și referința biblică. Amin. Amin. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Amin. Amin. Haideți că avem o provocare de vinerea trecută, sper că n-ați uitat. Aoleu. N-a trecut decât o săptămână. Care era provocarea? Nu, să spunem măcar atâția cât ți-am spus data trecută, plus încă unul de data aceasta. Acum n-am numărat nici care. Sora Șușoi. Amin. Fratele Ovidiu avea un mod frumos de a vă provoca și făcea în felul următor. El ne provoca ca și biserică să venim și să rostim cu toți cuvântul de aur. Așa că este și scurt în seara aceasta și cred că putem să facem lucrul acesta. Haideți să încercăm. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Amin. Bun, potrivit cu versetul acesta, pentru ce să ne rugăm? Că ați făcut un pic de exercițiu, nu-i nicio problemă. Da, chiar se poate întâmpla aceasta. Vreau să vă zic că se întâmplă. Ba mai mult decât atât, nu doar că poți slăbi în ziua necazului, dar în ziua necazului poți capitula. În ziua necazului poți ceda. În ziua necazului poți renunța. Ispita, tendința în ziua necazului este mare. De aceea vreau să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne întărească. Știți de ce aceasta? Pentru că necazuri vor mai veni. Pentru că necazuri vor mai veni. Și uitați-vă, așa, auzi din stânga, auzi din dreapta, săptămâna aceasta, așa, cred că vestea cea mai dură pe care am primit-o în cursul săptămânii, pe lângă cea de astăzi, cu sfârșitul alergării fratelui nostru Sami Franț, săptămâna aceasta mă suna fratele Ovidiu să-mi spună de fratele Nelu Popa. A căzut de pe scară. Este la spital. Cum vine necazul? Nici nu te gândești, nici nu te aștepți. Poate ești aproape de a sfârși lucrarea. Poate te gândești că mai ai 10-15 secunde, te dai jos după scară. Și vine necazul. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească, pentru că vor veni necazuri. Ba mai mult decât atât. Scriptura vorbește că la sfârșit de vreme va fi un necaz. Dumnezeu să ne întărească. Vreau să ne rugăm și pentru cei ce trec prin necazuri. Ca Dumnezeu să-i întărească pe ei. Ei trec acum. Și de asemenea vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să putem să-i întărim, să-i încurajăm pe cei ce trec prin necazuri. Domnul să se îndure de ei. Amin. Apoi, pentru că fratele păstor, fratele Titus, nu este cu noi, este testat pozitiv, dar este bine, starea lui este bună și mulțumim Domnului pentru asta, dar vreau să ne rugăm pentru el în seara aceasta, este păstorul bisericii și
Ne rugăm ca Dumnezeu să-L întărească și pe el, Dumnezeu să-i întărească familia, Dumnezeu să-i întărească casa și apoi ne rugăm pentru toți aceia care trec prin necazuri. Dacă dumneavoastră știți pe nume, puteți să-i aduceți cu numele înaintea lui Dumnezeu și dați-mi voie să vă spun că e foarte important să venim și să-i aducem pe cei ce au necazuri înaintea lui Dumnezeu. Domnul să se îndure. Amin. Vă invit să ne ridicăm din nou. Și cine dorește, cine simte că are nevoie de putere, de întărire, să vină cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cine știe pe cineva care trece prin necaz, să se roage pentru persoana respectivă ca Dumnezeu să o întărească. Glorie ție, slavă ție. Doamne, mărește-ne puterea în mine, Doamne. Ascultă-ne rugăciunile noastre care ne cântăm.
Și dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare. Am cămin mai sus de nori în țara gloriei. Am cămin mai sus de nori în țara gloriei. Am cămin mai sus de nori în țara acela, dar și pentru purtarea de grijă de aici, nu putem să spunem în seara aceasta decât slăvit să fie Dumnezeu, binecuvântat și mărit să fie numele Lui. În numele Lui, în numele drag și scump al Domnului, în seara aceasta, dragi frați și surori, dragi prieteni, vă spun bun venit în casa lui Dumnezeu și mă rog ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Amin. De asemenea, salutăm și pe aceia care n-au putut să vină în casa lui Dumnezeu și sunt dintre frații noștri care trec prin boală, trec prin suferință, trec prin necazuri de tot felul. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre ei și binecuvântarea Domnului să fie și peste ei, acolo unde se află. Salutăm și pe cei ce sunt mai departe de casă, poate la o altă casă a lor, dar peste hotare, peste mări și țări. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei acolo unde se află. Amin. Stând aici așa, sau de cum am intrat în biserică, m-am uitat și am zis și eu ca mai marele paharnicilor lui Faraon. Știți cum au zis mai marele paharnicilor lui Faraon după ce Faraon a visat el ce a visat și nu s-a găsit nimeni care să-i tâlcuiască visul? Mi-aduc aminte... L-am văzut pe fratele Camil și mi-am adus aminte de greșeala mea. Ne-am întâlnit săptămâna asta și urma ca eu să fac așa o poză la lecția și la textul pe care noi îl avem în seara asta și să-l trimit.
Da, am uitat să fac lucrul acesta. Frate Camil, bine ați venit împreună cu noi. Domnul să vă binecuvinteze. Promit că vă dau un calendar ca să-l aveți pentru o altă dată, dar dacă Domnul vă pune pe inimă și aveți un cuvânt, un salut pentru noi ca și biserică, o să vă dăm locul să faceți lucrul acesta. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă facă, să vă simțiți ca în prezența lui Dumnezeu și ca în mijlocul fraților dumneavoastră. Amin. Fratele slujește la Cornuțel, Banat, o lucrare frumoasă, o biserică frumoasă acolo. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea propășire. Te bucuri în vremuri în care în multe locuri, în foarte multe locuri, lucrarea lui Dumnezeu este în regres. Te bucuri să auzi că sunt locuri unde lucrarea lui Dumnezeu totuși propășește. Unde există progres. Așa se întâmplă la Cornuțel și ne rugăm ca Dumnezeu să-și continue lucrarea, Dumnezeu să vă întărească acolo și să vă dea putere să-L slujiți pe Domnul cu credincioșie. Și ne rugăm pentru orașul nostru, pentru localitățile din împrejurimile Caransebeșului, ca Dumnezeu să le trezească. Și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să trezească și țara noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să trezească România. Amin. Corul va da slavă lui Dumnezeu prin cântare. După cântarea corului, Hani și Rebecca au o cântare. Acum, asigur că nu doar ele, ci acompaniate, da? Și dacă sunt acompaniate, atunci trebuie să prezentăm și formula completă. Și Rebecca și Florin, Domnul să-i binecuvinteze. M-am bucurat așa, am tot provocat-o pe Rebecca și în seara aceasta a îndrăznit să acompanieze corul, nu doar cântările comune, și a ieșit și bine să o binecuvinteze Domnul. A fost și aniversarea ei în săptămâna aceasta. Domnul să-i dea ani buni și binecuvântați și știu eu așa că Timișoara are un magnet puternic și atrage tinerii noștri, dar ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca inima și inimile tinerilor noștri să bată și spre biserica de aici, pentru că este nevoie și aici și să ne dea Domnul nouă înțelepciune, să știm unde să-i punem, să le dăm de lucru și să-i susținem, pentru că de lucru mult este și lucrarea lui Dumnezeu presupune mult efort și mult consum de energie și ei, tinerii, au lucrurile acestea. Dumnezeu să-i binecuvinteze. După această cântare a lor, un grup de surori, nu știm că de fiecare dată așa oscilează, probabil că undeva, cândva, se va defini și grupul acesta și atunci vom merge și prin misiune și vom sluji și cu ele, că dacă avem un grup bărbătesc, să avem și un grup de surori. Ele laudă pe Dumnezeu, Domnul să le dea har. Dacă după cântările acestea, frate Camil, dumneavoastră aveți un cuvânt, un salut pentru noi ca și biserică, vă rog să veniți aici, să vă alăturați și să aduceți cuvântul înaintea bisericii, unde știm cântările, noi cântăm împreună cu cei ce cântă, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin. Yeah.
Iisus Hristos este Domnul! Amin. Mă bucur, iubiți frați și surori, în această seară să afirm adevărul acesta așa de important pentru viața noastră și relația pe care avem cu Dumnezeu. Și este bine să nu uităm niciodată aspectul acesta, adevărul acesta, că Iisus nu este doar Mântuitor. Și noi de multe ori ne place să știm că este Mântuitorul nostru, că ne-a mântuit, că ne-a dat rezolvarea păcatelor. Dar El vrea să fie și Domnul. Și ca Domn, El cere ascultare, supunere și de multe ori așa parcă nu ne convine. Apostolul Pavel, atunci când scria Corintenilor, spunea, printre altele, că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și mă bucur că Duhul Sfânt este la lucru în seara aceasta, așa cum am avut timpul de rugăciune din primul moment al închinării, Duhul Domnului se odihnește peste noi și ne rugăm ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să continue să ne cerceteze în seara aceasta, să ne dea călăuzire, inimi deschise pentru timpul pe care îl avem de petrecut în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că mi-a fost dor de Ghețimani. Fratele Sergiu nu știe începutul meu pe calea credinței și nu știe că fratele Camil aici, în biserica aceasta, l-a cunoscut mai bine pe Domnul și aici, în baptisterul acesta, am fost botezat. Din 94 până acum au trecut 27 de ani, sora Marga. Mă uitam și spunea și soția, măi, nu mai cunoaștem pe mulți. E un schimb de generații.
Cei care sunt acum pe aici, mulți erau, cântau acolo, se pregăteau la copilaș. Timpul trece, dragii mei, și vedeți, vine schimbul acesta de generații, unii pleacă. Și așa cum spunea și fratele Sergiu, am început ziua aceasta și eu cu această veste tristă, care m-a bulversat și pe mine, m-a întristat foarte mult când am auzit vestea aceasta despre fratele Sami Franț. În ultimii ani am colaborat așa de mult cu fratele Sami și am fost așa de apropiat și ca familie. Ne-am ajutat mult în slujire. Mă leagă multe amintiri de el și de clipele pe care le-am petrecut împreună așa în slujire. Și nu pot să spun decât și eu, la fel ca și dumneavoastră, ca Dumnezeu să mângâie pe Veronica, pe copii, să-i ajute ca să treacă cu bine peste această grea încercare și să-i ajute ca să rămână ancorați în Domnul și ancorați în promisiunile lui Dumnezeu. Mă bucur pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus fratele păstor despre Cornuțel Banat. Fratele Sergiu, fratele Titus, fratele Adi, ne-au fost musafiri la Cornuțel Banat acum de 2 ani de zile, de când cu ajutorul lui Dumnezeu am deschis casa de rugăciune. Și prin ei, atunci când m-au vizitat, am transmis salutări bisericii și mulțumiri pentru mâna întinsă care ne-ați oferit atunci când am fost în construcție și am avut așa de mare nevoie de orice bănuț. Dar mă bucur în seara aceasta să vă aduc aceste mulțumiri direct. Să vă mulțumesc pentru că atunci când am fost în anii de construcție, poate că unii dumneavoastră nu știți, am apelat la ajutorul Bisericii Ghețimani și Biserica Ghețimani mi-a întins o mână de ajutor. Mulțumesc și celor care în mod personal m-au ajutat, pentru că au fost frați surori din biserica aceasta care și în mod personal m-au ajutat în perioada aceea și mulți mă ajută și astăzi. Mă rog ca Dumnezeu cel preanalt să vă răsplătească și mă rog ca lucrarea aceasta pe care sau la care Dumnezeu m-a chemat la Cornuțel Banat să pot să o fac în continuare cu credincioșie, cu lăpădare de sine, așa cum Dumnezeu dorește. În urmă cu ani de zile când am plecat din biserica aceasta și m-am mutat la Biserica Sfânta Treime, nu știam de fapt ce plan are Dumnezeu cu mine. Trebuia să ajung acolo la Sfânta Treime ca să cunosc 2-3 familii din Cornuțel Banat cu care să începem lucrarea de misiune acolo în Cornuțel Banat. Și mulți ani de zile, peste 20 de ani de zile, m-am adunat într-o casă, în casa unei familii care și-a deschis nu numai inima, ci și casa pentru lucrarea Domnului. Și acum când privesc așa în urmă, îmi dau seama de modul în care Dumnezeu a lucrat și m-a călăuzit în slujirea aceasta și m-a ajutat așa pas cu pas să rămân lângă Domnul, să rămân în ascultare de cuvântul Său și sunt bucuros că astăzi avem o casă de rugăciune, putem să ne adunăm și noi așa în condiții normale și putem să ne bucurăm de o casă de rugăciune frumoasă. Și mă bucur să avem o biserică tânără. Fratele Camil este cel mai bătrân din adunare, din rândul fraților. Mai am 2-3 surori care sunt văduve și care sunt mai în vârstă ca mine și restul am familii în putere, familii tinere, familii cu copii. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în continuare și să mă ajute și pe mine în călătoria care mi-o mai îngăduie pe acest pământ să pot să îl slujesc pe Domnul. M-am întristat foarte mult de fratele Sami, am vorbit astăzi și cu fratele Titus, ne cunoaștem de atâta vreme și anul trecut, când am trecut prin încercarea aceasta grea și cam în aceeași vreme și fratele Titus aici în spitalul din Caransebe și eu împreună cu alți 3 frați păstori în biserică, în spitalul de la Rișița, mă scuzați, am trecut prin boala aceasta grea, dar mulțumesc Dumnezeu că pe toți cei care am fost în perioada aceea ne-a scos în picioare și suntem astăzi încă în slujire în via Domnului. Și de aceea, întotdeauna așa tresar când aud, frate, sunt afectat, sunt pozitiv, pentru că știu ce înseamnă lucrul acesta și mai ales dacă ai o boală și dacă mai ai și alte, dacă ai o vârstă și dacă mai ai și alte boli pe lângă virusul acesta prăpădit, este o problemă. Primiți în seara aceasta salutul bisericii de la Cornuțel. El se găsește în ultimele 2 versete, din 1 Corinteni, capitolul 15, și spune cam așa. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos.
De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului. De ce? Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin? Și Dumnezeu să ne ajute fiecare dintre noi, de aici de la Ambon, în partea aceasta cu cei care laudă pe Domnul, partea leviților și până la cei din bănci. Să nu uităm, dragii mei, osteneala noastră în Domnul va fi răsplătită și nu este zadarnică. Și în călătoria care ne-o mai îngăde Dumnezeu, fiecare dintre noi, haideți, dragii mei, ca să ne mai ostenim și pentru Domnul. Vedeți, de multe ori ne ostenim pentru pământul acesta. Și nu este rău, trebuie să ne câștigăm și pâinea cea de toate zile, dar, dragii mei, să căutăm să facem ceva și pentru Domnul. Pentru că El merită lucrul acesta. Pentru că El este bun. Zilele trecute m-am întâlnit cu fratele păstor, cu fratele Sergiu și atunci am spus dorința aceasta de a veni la dumneavoastră, bineînțeles că veneam oricum, și fratele Sergiu a spus, bine frate Camile, dacă vii pe la noi să ai un cuvânt, uite, noi avem studiu biblic. Și acum fratele Sergiu, sunt convins că a uitat. A uitat în sensul că mi-a promis că îmi trimite textul. Dar nu e o problemă. Nu este o problemă, n-am venit în seara aceasta decât să vă aduc un salut, să vă spun că mă bucur că suntem împreună în seara aceasta și tema aceasta pe care o aveți anul acesta de studiu, să fiu mai bun. Deci este, m-am uitat acum, o soră mi-a dăruit calendarul, așa Domnul să binecuvinteze, așa să am calendarul nostru. Este așa de important, dragii mei, să fim mai buni. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu bun. Uitați-vă în Sfânta Scriptură și propuneți-vă să subliniați odată de câte ori este specificat acest atribut al lui Dumnezeu, El este bun. Și de bunătatea lui Dumnezeu. David, într-o mulțime de psalmi, încep psalmii, lăudați pe Domnul că El este? El este bun. De ce trebuie să fim mai buni? Pentru că avem un Mântuitor care este bun. Iisus Hristos, Ioan capitolul 10, spune, eu sunt păstorul cel bun. Și Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun care îngrijește de turma Lui, ne duce la ape de odihnă, ne duce în locuri cu verdeață, se ocupă de problemele noastre. De ce trebuie să fim buni? Pentru că și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este bun. David în Psalmul 143 spune printre altele, învață-mă să fac voia ta, că și tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Avem un Dumnezeu bun, avem pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru bun, avem Duhul Sfânt bun. Cum trebuie să fim noi? Care dorim pe zi ce trece să fim tot mai asemănători cu chipul Domnului Iisus Hristos? Să fim buni. Ceea ce face farmecul unui om, spune Solomon, este bunătatea lui. M-am gândit la aceste versete pentru că, văzând că fratele Sergiu a uitat de text, zic, totuși să am câteva cuvinte vis-a-vis de problema aceasta bunătății. E adevărat, dragii mei, că bun este doar unul, Dumnezeu. Dar vedeți, Dumnezeu așteaptă și de la noi. Tot Solomon spune în Proverbe să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Să nu ne părăsească, trebuie și noi, dragii mei, la rândul nostru, să fim niște oameni buni. Pentru că avem un Dumnezeu bun și bunătatea aceasta pe care Dumnezeu ne arată în fiecare zi, spune Pavel Romanilor, trebuie să ne îndemne la pocăință. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Să nu uităm, dragii mei, lucrul acesta și noi, care am pornit pe cale, avem nevoie de pocăință, să ne pocăim în fiecare zi tot mai mult. Și mă rog ca Dumnezeu, dragii mei, să dea în continuare biruință lucrării de aici, din Biserica Ghețimani. Mă bucur de perioada aceasta că au început să se relege anumite lucruri care au fost pentru o vreme așa rupte în relațiile dintre biserici. Și mă bucur să fie din nou pace între biserici, să putem să colaborăm și să avem un singur scop, aceea de a câștiga oameni pentru Hristos și pentru a ne trăi viața pentru gloria Domnului Iisus Hristos. Încolo, fraților, fiți sănătoși, întăriți-vă
îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. E o vorbă care spune că cine se scuză, se acuză, dar eu totuși îndrăznesc să fac lucrul acesta, așa ca o scuză. Pentru mine e și o bucurie și să nu o interpretați altfel. Cred că atât cât am vorbit săptămâna asta la telefon, nu știu să fiu vorbit vreodată. Cred că din apel în apel, eu nu mă joc, nu mă uit, vorbesc, cel puțin în două zile, undeva spre ceasurile după amiezii, am fost nevoit să pun telefonul la încărcat, pentru că bateria era epuizată. Asta nu înseamnă că vă spun acum să nu sunați, nu. Eu m-am rugat ca Dumnezeu să mă facă de folos și să pot să am un cuvânt bun. Câteodată se întâmplă ca în lucrurile pe care le promit, le zic că le fac, să mai și uit. Dumneavoastră mă îngăduiți, fratele Camil știu că mă iubește și se roagă pentru mine și așa a fost o încurajare de dinainte de a ajunge aici. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Frați și surori, după terminarea slujbei vom merge la slujbă de priveghi, slujba de priveghi și din seara aceasta și de mâine seară. Slujba de priveghi în dreptul sorei Lidia Sticher va avea loc la capela funerară Goie. Acum deja sunteți obișnuiți, știți unde este capela. În seara aceasta, așa, am fost nevoiți să punem undeva în jurul orei 21 după 21. Mâine probabil că va fi la ora 19 și mâine vom face anunțul legat și de ora slujbei de înmormântare care va avea loc duminică la cimitirul din Calea Zlagnei. Acolo va avea loc înmormântarea sorei Lidiei Sticher. Apoi, dimineață, și ați auzit și dumneavoastră, vestea aceasta deja, fratele postor Sami Franz și-a sfârșit alergarea pe pământul acesta, și-a sfârșit lucrarea și a fost chemat de Domnul acasă. Claudiu a fost astăzi spre Oradea, acolo unde fratele a fost internat. Acum spre după amiază s-au întors. Nu se ține priveghi în seara aceasta, mâine la ora 12 va avea loc slujba de înmormântare a fratelui păstor Sami Franz în cimitirul baptist, în cimitirul nostru. Condițiile sunt un pic speciale pentru că vremurile sunt speciale, dar eu v-aș încuraja să fiți acolo, ca prin prezența dumneavoastră, ca prin prezența noastră să fim o încurajare, o îmbărbătare pentru familie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mâine la ora 16, apoi, la biserică, cei care vor să se implice în lucrarea de orchestră sunt așteptați să vină aici și mici și mari. Nu contează vârsta și cei care știu și cei care nu știu să cânte, dar cei care au inimă și doresc să se implice în lucrarea de orchestră, mâine la ora 16, îi așteptăm la casa lui Dumnezeu. Duminică dimineața ne vom întâlni la adunare, de la ora 10 la ora 12 și apoi de după amiază, începând cu ora 17, ora 5, vă anunț că duminică după amiază, împreună cu noi, la slujire și pentru slujire va fi fratele Mihăiță Dănilă. Ne rugăm ca Domnul să-l însoțească, să-l aducă cu bine, să pună un cuvânt bun pentru biserica noastră și nouă, Domnul să ne pregătească și să ne dea o inimă bună ca să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Acum dăm slavă Domnului prin cântare comună. În timpul acesta ne închinăm cu darul nostru de bunăvoie. Dacă este cineva care a pregătit cuvânt de învățătură, să vină să ocupe loc pe prima bancă. O să încercăm totuși așa să ne încadrăm și undeva fără cinci, dacă nu mai devreme, să încheiem slujba, să putem să ajungem și la slujba de priveghi. Domnul să fie slăvit. Amin. Lăudăm pe Domnul prin cântarea 159. Să-i cântăm un aleluia și un mulțumesc frumos, căci lauda și mulțumirea îl slăvește pe Hristos. Thank you.
venim înaintea ta și vrem să spunem un mulțumesc frumos pentru că doar datorită dragostei tale suntem astăzi în casa ta. Așa este, Doamne, slavă. Vrem să-ți mulțumim pentru că până în momentul de față ai fost cu noi. Amin. În continuare te rugăm să binecuvintezi cuvântul tău. Amin. Tot ce ne dorim am vrea să ne vorbești și Amin. Sigur am vrea să te atingi de noi. Amin. Am vrea să binecuvintezi și pe cei bolnavi. Amin. Am vrea și pe cei care au nevoie de mângâiere. Amin. Iar pe noi te rugăm să ne dai un duh de ascultare. Amin. 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 Vă rog să reocupați locurile. Dani, Domnul Iisus Hristos să te binecuvinteze. M-am bucurat așa și bucuriile mele în ultima perioadă să văd fețe noi implicate în diferite slujiri în casa lui Dumnezeu. Domnul să mai ridice și alții și așa cred că v-ați bucurat să-l vedeți pe Dani și acolo la ușă. M-am bucurat că a acceptat provocarea aceasta și să ne ajute Dumnezeu pe toți să ne punem inima la dispoziția Lui și îmi doresc, așa că mai terminând cu cele în care suntem implicați, să reflectăm asupra lucrării, să reflectăm asupra darurilor pe care le avem din partea lui Dumnezeu și să vedem unde putem fi de folos fiecare dintre noi, în așa fel încât să nu fie nimeni care să stea, să fie neroditor, ci toți să fim implicați potrivit cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Domnul să ne ajute. Amin. Seara aceasta vorbim despre încercare și în mod special despre a fi mai buni în încercare. Deși vreau să vă spun de la bun început că tocmai aceasta este și rolul încercării, de fapt. Rolul încercării este ca să ne facă mai buni. Încercarea își are scopul acesta, ca să ne facă mai buni. Versetul pe care eu mi l-am însușit și cred că este versetul de aur pentru mine în anul acesta, este din Epistola lui Iacov, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa și cred că am mai amintit, fratele Sandu mi-a trimis într-o dimineață versetul acesta și acum aici așa subliniez un lucru. Ne bucurăm de cei tineri, dar nu-i neglijăm pe cei în vârstă, îi prețuim. M-am bucurat de fratele Corode, de slujirea lui. Îi mulțumesc fratelui Sandu, ieri m-a însoțit la Jdioara și la Crivina, Domnul să-i răsplătească, să-l întărească și trebuie să știm să-i prețuim și să învățăm de la cei care sunteți mai în vârstă, de la cei care ați fost în lucrarea lui Dumnezeu. Într-o dimineață, fratele Sandu mi-a trimis versetele acestea și cred că și unora dintre dumneavoastră. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin... Mă, te bucuri. Te bucuri când vine cineva la tine, te bucuri când primești ceva, te bucuri când îți merge bine. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și acum au venit și mai profund. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă, păi ziceți dumneavoastră, nu ați vrea, nu am vrea noi să ajungem în punctul acela în care să nu ducem lipsă de nimic? Păi toți ne dorim lucrul acesta. Nu ne-am dorit noi să fim desăvârșiți? Păi toți ne dorim. Nu am vrea noi să fim întregi, pentru că Dumnezeu cere asta de la noi. Toți vrem. Ei, vreau să vă spun că la aceasta se pot ajunge printr-o singură modalitate. Prin încercare. Numai că nouă oamenilor, încercarea și încercările nu ne prea convin. Și căutăm cât se poate să fugim de ele, dar pe măsură ce noi fugim de ele, ele se țin de noi. Și viața nu înseamnă decât un șir lung de încercări. Dar hai să vedem totuși așa, ce e încercarea? Cum am definit noi încercarea? Ce am spune în dreptul încercării? Până să ajungem aici, vreau să vă spun așa, că încercarea este o verificare. Este o testare. Este o probă. Și ați văzut dumneavoastră că încă din școală, când aud copiii de verificare, ce vor să facă? Să amâne cât să scape.
când aud copiii de test, aduceți-vă aminte că au trecut poate mulți ani, dar au trecut destul de repede. Când se anunța test, păi eu și acum aud, mai vin și ne zic anul și zice, o zis doamna că dăm test. Nu pot să mă învoiești, tati. Nu, nu merge, nu se poate. Nu. Noi am vrea să ne învoim. De mici, cumva în noi, se naște sentimentul acesta de a fugi de încercare. Nu ne place, nu ne convine verificarea. Că e cum e, acceptăm. Dar când vine verificarea, când vine testul, atunci încercăm să fugim. Și da, pe partea cealaltă, încercarea poate fi necaz, suferință, poate fi o primejdie, poate fi o dificultate. Aceasta este încercarea. Dar bun, de unde încercările? Că tot vorbim de încercări și am văzut că nouă nu ne convin și nouă nu ne plac și am vrea să le evităm cât putem și e greu să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru încercări. De unde vin încercările? Nu vorbim de ispite. Fratele Victor deja a zis ceva aici și trebuie să facem o delimitare clară între încercare și ispită. Poate vorbim altă dată despre ispită. Noi acum vorbim despre încercare. De unde vine încercarea? Foarte bine, încercarea vine de la Domnul. De unde știm noi asta? Din Scriptură. Haideți să căutăm în Scriptură și să vedem așa, deși exemplele sunt nenumărate, dacă vreți, cel mai concludent exemplu care ne arată că încercarea vine de la Dumnezeu, îl găsim în Cartea Geneza, capitolul 22, unde îl întâlnim pe unul dintre cei mai credincioși oameni, părintele tuturor credincioșilor, Avram, și auziți ce spune. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Dar cine era Avram pentru Dumnezeu? Prietenul lui. Și acum Dumnezeu își pune la încercare prietenul. Dumnezeu este acela care trimite încercarea. Dumnezeu este acela care ne încearcă. Dacă veți observa și veți lua cartea Exod, cartea Deuteronom, nu ne ajunge timpul să trecem prin toate pasajele, prin toate referințele în care Moise vine poporului și spune așa, vedeți că Dumnezeu vă încearcă. Și de cele mai multe ori când Dumnezeu a încercat poporul, știți ce s-a întâmplat? Poporul a căzut testul. Una dintre încercările cele mai simple, Domnul Dumnezeu spune așa, zice, vă voi trimite mană din cer ca să vă încerc și să strângeți fiecare dintre voi cât are nevoie pentru o zi. Știți ce au făcut? Și am zis noi, bă, asta nu e o încercare grea. Dumnezeu zice, o să vă trimit în fiecare zi și uite-i mană, culegi, primești ceva. Și ei s-au pus să strângă cât? S-au pus să strângă mai mult. Și test după test, verificare după verificare, probă după probă, poporul lui Dumnezeu a căzut probele și testele și verificările. Deci trebuie știut așa că încercarea, înainte de toate, vine de la Dumnezeu. Dar doar de la Dumnezeu? De mai unde? Hai să căutăm în Sfânta Scriptură să fie așa. Până să ajungem acolo, frații ne pot încerca. Știți vreun exemplu din Sfânta Scriptură de frate care și-o încerca frații și deja e foarte sugestiv? Așa, Iosif. Suntem la studiu biblic. La studiu biblic nu e predic, adică nu vin să predic. Studiu biblic înseamnă interacțiune între noi și învățăm împreună. Iosif zice cuvântul lui Dumnezeu că Iosif i-a pus la încercare și câteodată, și vă pot spune din perspectiva aceasta de păstor, că frații te pun la încercare. Și câteodată îți spun răbdarea la încercare, și câteodată îți spun nervii, și câteodată îți spun bunătatea la încercare, și câteodată ați experimentat fiecare dintre dumneavoastră, că frații sunt aceia care te încearcă. Spun așa, să ne păzească Dumnezeu să ne ispitim, frații.
Amin? N-avem voie să ispitim. Asta să ne păzească Dumnezeu. N-avem dreptul, n-avem voie să facem lucrul acesta. Nu ne este îngăduit. Dar câteodată, în unele situații, este bine să testăm. Chiar astăzi vorbeam cu cineva legat de o anumită situație, de un caz concret, și s-a dovedit că lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Și am zis, uite ce bine e să testezi, să-l vezi, e așa sau nu e așa? Că s-ar putea să vină și să spună că e una și tu nu l-ai testat și l-ai lăsat și l-ai primit și el, și el e cu totul și cu totul altceva. V-am mai amintit despre versetul acesta, Scriptura vorbește că în vremurile din urmă vor fi mulți lupi, dar interesant că lupii ăștia știu ei să facă ceva. Ei nu vin ca lupi efectiv, ci adoptă o strategie care te dă peste cap. Care este strategia lor? Se îmbracă în... Acum vreau să vă spun așa, că îl poți descoperi pe lup. Că îl poți descoperi. Pune-l să deschidă gura. Vreau să vă spun așa, niciodată oaia nu va face ca lup. Și niciodată lupul nu va face... Încercați asta și vedeți niciodată. Oricâte lecții am face, niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Așa că Dumnezeu să ne ajute să fim foarte atenți la lucrul acesta. Bun, cine mai poate încerca? Am văzut că Dumnezeu ne încearcă, frații ne încearcă. Cine ne mai încearcă? Biserica. Și câteodată biserica, și biserica este aceea care trebuie să încerce, și unul dintre lucrurile frumoase pe care le găsesc în Sfânta Scriptură, îl găsesc în Cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2. Bisericii din Efes, Dumnezeu îi spune așa, știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare. Și câteodată biserica trebuie și ea să pună la încercare. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să vă spun așa, pe lângă faptul că suntem puși la încercare, Dumnezeu ne oferă și posibilitatea să punem și noi la încercare și în mod special Dumnezeu ne cheamă să punem la încercare, știți pe cine? Puneți-mă la încercare, zice cine? Zice Domnul. Și ce se va întâmpla? Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și voi turna peste voi. Acolo originalul vorbește despre abundență, despre ceva torențial care se revarsă și nu se mai oprește, ca ploaia torențială. Dar Dumnezeu, înainte de a face lucrul acesta, vine și spune, puneți-mă la încercare. Și să ne ajute Domnul să știm să-L punem la încercare, dar și aici așa fac o specificare, să ne păzească Dumnezeu să-L ispitim pe Domnul. Noi putem, avem dreptul să facem lucrul acesta, ni-l oferă Dumnezeu, să punem la încercare, dar nu avem dreptul să-l ispitim nici pe el și nici pe frați. Sigur că am putea continua și privind Sfânta Scriptură și am putea să vedem că uneori, și mi-am notat eu aici, dar nu intru în detaliul acesta, că e așa poate cu o altă temă și cu o altă ocazie, fariseii pun la încercare, uitați-vă pe paginile Evanghelilor a Noului Testament, că Domnul Iisus Hristos a fost pus la încercare de nenumărate ori de diavolul l-a ispitit. Pe semne că diavolul ispitește. Dar fariseii au fost aceia care au venit și l-au încercat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și câteodată mă gândesc așa și mă întreb, oare mai sunt farisei? Ce bine ar fi dacă n-ar fi. Mai știți că noi de multe ori vorbim așa și zicem așa, sunt oameni răi? Sunt. Sunt oameni bârfitori? Sunt. Sunt oameni mincinoși? Sunt. Sunt oameni bajocoritori? Sunt. Sunt oameni lacomi, sunt. Dar cine sunt?
De asta ar trebui să ne întrebăm cine sunt și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne curățească și Dumnezeu să ne sfințească. Bun, am văzut de unde vine încercarea, dar care este scopul ei? Chiar dacă am început cu aceasta, totuși revenim la ideea aceasta. Care este scopul încercării? De ce totuși Dumnezeu îngăduie să fim încercați? De ce Dumnezeu îngăduie ca frații să încerce? Care este scopul încercărilor în viața noastră? De ce? Mai întâi de toate, încercarea are drept scop constatarea dacă cineva sau ceva este bun sau rău. Încercarea este aceea care vine și demonstrează ce ești și cine ești de fapt. Știți că dacă în condiții optime, toți suntem într-un anume fel. În condiții vitrege, ne purtăm cu totul și cu totul altfel. În ziua de bucurie, puterea cum este? Păi, puterea este la apogeu. Dar știți când se vede cât de mare este puterea și cât de puternici suntem noi? Și ne îndreptăm cu gândul la versetul nostru de aur și ne dăm seama că doar testul și doar încercarea arată, de fapt, cât suntem de puternici. Și atunci când Dumnezeu trimite încercarea, Dumnezeu trimite încercarea cu scopul acesta de a ne arăta, de a ne demonstra, de a ne dovedi, de a constata noi unde suntem cu adevărat. Și văzând de unde suntem și unde trebuie să ajungem, să vedem ce avem de făcut. Și Domnul să ne ajute să ne vedem starea noastră reală, pentru că vă spun așa, nicio încercare, dar absolut nicio încercare, nu vine fără scop. Ci de fiecare dată când Dumnezeu trimite o încercare, Dumnezeu vrea să ne atragă atenția și să spună: Sergiu, uită-te bine unde ești. Fii atent și vezi unde ești. Constată starea ta reală. Azi când mergem la medici, primul lucru pe care ei îl fac e să facă un set de analize. De ce fac analizele astea? Ca să constate starea reală și să vadă de unde să pornească, ce să facă. E cuvântul lui Dumnezeu și încercările tocmai aceasta fac, ne prezintă starea noastră reală. Și apoi, după ce Dumnezeu face constatarea aceasta, dorința lui Dumnezeu întotdeauna este de a îmbunătăți starea noastră și viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Așa ne vorbește și pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, pasajul nostru din lecția de studiu biblic, așa vorbește versetul din epistola lui Iacov. Toate acestea ne arată că Dumnezeu este acela care ne dorește să fim întru totul pentru El și să fim ai Lui. Să ajungem la acea statură de oameni întregi, de oameni desăvârșiți pe care Dumnezeu îi dorește. Acum nu știu unde vă aflați dumneavoastră, dar eu spun așa că sunt departe de ținta aceea pe care Dumnezeu o dorește de la mine. Și poate veți spune așa: frate păstor, dar sunteți păstorul nostru, ne spuneți asta. Nu, eu trebuie să fiu sincer. Și vreau să vă spun că fiecare zi a vieții mele nu este altceva decât o luptă cu mine. O luptă cu mine, cu gândurile, cu firea. Și îmi doresc tare mult să ajung acolo unde Dumnezeu dorește să ajung. Dar trebuie să fiu sincer și să fac constatări reale. N-are rost să mă mint și să vă mint. N-are rost să pozez și să par și să impresionez. N-are rost. Ăștia suntem, de aici suntem, de aici pornim. Dar pornind de aici clădim, treaptă cu treaptă, pas cu pas. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Vine de la Dumnezeu, are un scop clar de a constata, de a dovedi, de a îmbunătăți. Dar Scriptura mai vorbește despre ceva. Vorbește despre atitudinea pe care noi trebuie să o avem în încercare. Ce atitudine trebuie să avem noi în încercare? Și auziți ce spune: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă! Două atitudini aici așa. Prima este aceasta: nu vă mirați. Noi câteodată ne mirăm, bă, dar cum de?
Păi dar de ce ne mirăm? Din moment ce Dumnezeu ne vrea perfect și din moment ce suntem imperfecți, pentru a ajunge să fim perfecți, Dumnezeu trebuie să ne treacă prin acest atelier al încercării. De ce ne mirăm? Observ și astăzi în contextul acesta că noi ne mirăm. Și ne mirăm de tot ce se întâmplă și avem tot felul de discursuri și luăm tot felul de atitudini și când suntem când la o extremă, când la cealaltă, sau unii la o extremă, alții sunt la cealaltă. O paranteză mică aici, așa, rugați-vă că am pornit într-un demers și eu așa am primit din partea lui Dumnezeu ca pentru anul următor să vorbim un an întreg despre echilibru și vor fi teme despre echilibru, pentru că Dumnezeu ne dorește oameni echilibrați. Și rugați-vă ca Dumnezeu să dea descoperire, ca Dumnezeu să pună pasaje, teme, așa, înaintea noastră să ni le descopere, în așa fel încât să putem să împlinim voia lui Dumnezeu și să ajungem acolo unde Dumnezeu își dorește de la fiecare dintre noi. Nu vă mirați! Și apoi, celălalt lucru spune, bucurați-vă! Bucurați-vă! Atitudinea copilului lui Dumnezeu atunci când trece prin încercare este aceasta, să se bucure. Să te bucuri că Dumnezeu ți-a oferit harul acesta să poți să fii încercat. Și iarăși spun așa, cât de departe suntem noi. Eu. Istoria vorbește despre martirii creștini care mergeau să fie arși pe rug, să fie decapitați, să fie aruncați la fiare în arene. Și știți cum mergeau? Cântând. Cântând. Eu îmi dau seama că Dumnezeu nouă, la 1000 și ceva de ani distanță, ne-a oferit niște condiții pe care cred că niciodată înaintașii credinței noastre nu s-ar fi gândit că o să le avem. Niciodată. Incredibile condiții. De la ceea ce avem în biserică, la ceea ce avem acasă, la tot. Condiții extraordinare. Și cu toate că avem condițiile astea, păi noi nu mergem cântând. Noi nici la biserică nu venim cântând. Noi nici la lucru nu mergem cântând. Câteodată mergem, știți cum mergem? Îngândurați. M-a strigat cineva într-o zi pe stradă. După ce m-au strigat mai tare. Și mi-am dat seama, că trebuie să revin. Eu mergeam pe stradă, dar gândurile erau departe. Aceasta era atitudinea creștinilor. Ei lăudau pe Dumnezeu, se bucurau. Și se bucurau în încercare. Noi nici nu e încercarea și tot nu ne bucurăm. Doamne, îndură-te de noi. Mă uit când venim la biserică. Eu nu zic că nu-i greu. Pentru unii e greu. Trăim și vremuri grele dintr-un anumit punct de vedere. Dar să știți că rar văd pe cineva intrând în biserică cu zâmbetul pe buze. Rar vezi pe cineva plecând de la biserică. Știți cum venim? Hai, venim posaci, posomorâți. Știți cum plecăm? Obosiți, frânți, vineri seara, abia apucăm să mergem acasă, plapuma, patul, somn, mâncare. Păi nu e încercare, dacă nici când e bine nu știm să ne bucurăm. Ziceți dumneavoastră, cum să ne bucurăm în... Ne-a dat Dumnezeu casă, ne-a dat Dumnezeu familie, ne-a dat Dumnezeu copii, ne-a dat Dumnezeu biserică, ne-a dat Dumnezeu cuvânt, ne-a dat Dumnezeu libertate, ne dă Dumnezeu atâtea și tot nu ne bucurăm. Păi dacă nu ne bucurăm în condițiile astea, ziceți dumneavoastră, cum să ne bucurăm când vine încercarea? Asta ne arată nouă unde suntem și unde trebuie să ajungem. Să-l vezi, fratele, că nu mai poate de bucurie. Băi, vezi să te întâlnești cu Dumnezeu. Ai putut să vii să te întâlnești cu Dumnezeu. În loc să fii în altă parte, poți să fii în casa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Mă gândesc la mine și iarăși spun așa. Câteodată mai mă uit pe filmare și zic așa, zic, vorbesc eu cu mine, știți? Sergiu vorbește cu Sergiu. Și zic eu la Sergiu de la Amvon, Sergiu de acasă, zice, bă, ce ești așa încruntat? Că de multe ori sunt încruntat. Ce ești așa supărat? Câteodată mai mă întrebați, așa, mai aud câteodată, zice, am văzut că ai fost supărat, ai fost necăjit. Și îmi dau seama că eu vin și aici așa arăt că sunt necăjit. Ama nu trebuie să fiu de fiecare dată cu gura până la urechi, da? Cumva și de aici așa pornește, că trebuie să transmit un mesaj.
Și mulțumesc Domnului că am cinstea și onoarea aceasta să predic. Și de multe ori vin și... No, nu e ceea ce trebuie. Atitudinea e foarte importantă. Bucurați-vă, apoi nu vă mirați. Și apoi mai mult decât atât. Scriptura vorbește și despre o rezistență. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Dar nu slăbi, reziști. Vine necazul, vine încercarea, dar reziști. Pentru că noi știm un lucru, că încercarea va trece, că furtuna va trece, că valul va trece, că vântul va trece, că boala va trece. Și Dumnezeu aduce și zilele însorite și binecuvântate de El. Slăvit să fie numele Lui. Păi cântăm noi după ploaie și furtună. Ați experimentat asta? Știți că eu acum am ajuns și suntem așa la catecheză și așa și cu tinerii când am vorbit în vară. Eu am întrebat așa, spuneți-mi unde l-ați simțit, când l-ați întâlnit pe Dumnezeu. Pentru că inevitabil, eu asta i-aș spune și unuia care nu crede deloc, unui ateu. Bă, tu ai avut momente în viața ta, trebuie să ai un moment în care l-ai simțit pe Dumnezeu. Cum să mai negi? Cum să contești? Sunt atâtea situații, săptămâna aceasta și acum lucrul acesta... Nu am libertatea aceasta încă să-l spun, dar Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită. Păi eu când am auzit, m-am înviorat, m-am bucurat, am zis, nu se poate, incredibil, Dumnezeu este fascinant, Dumnezeu este alea lucru, are aceeași putere, face minuni și astăzi, binecuvântat să fie numele Lui. Păi și asta ar trebui să ne bucure. Apoi, trebuie să rezistăm, știm că va trece și până va trece, noi rezistăm, stăm lângă Domnul. Doamne ajută-ne! Unde suntem noi încercați? În ce domenii suntem încercați? Acum, generic și ca să nu le luăm pe toate pe rând, în toate domeniile, mai devreme sau mai târziu, suntem încercați, dar de cele mai multe ori suntem încercați acolo unde suntem vulnerabili, acolo unde suntem slabi. Pentru că Dumnezeu acolo vrea să și lucrăm, să întărim și punctele acelea care sunt slabe. Pentru mine anul acesta a fost și un an de încercări. Și mi-am dat seama că a fost un an de încercări, pentru că unul dintre lucrurile la care simt și îmi dau seama că am probleme este răbdarea. Și am înțeles în anul acesta că nu pot să ajung la răbdare decât prin... Nu-mi convine, nu-mi place, nu... Dar nu există. Poți să citești Biblia de 10 ori, că tot nu voi fi mai răbdător. Atelierul și școala prin care ajungi răbdător este încercarea. N-ai cum să o eviți. Nu merge altfel. Doamne, ajută-ne la aceasta. Bun, cum devenim mai buni? Că până la urmă pe noi asta ne interesează, că de multe ori știm cum reacționăm. Mai bun ce înseamnă? Înseamnă că primim cu mulțumire, înseamnă că lăudăm pe Dumnezeu, înseamnă că vedem ce înseamnă, ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, că nu mai comentăm, nu mai bombănim, nu mai vociferăm. Asta înseamnă să devenim mai buni în încercare, că nu devenim mai slabi, ci devenim mai puternici, pentru că, auziți, aici așa vorbește despre încercarea credinței mai scumpă decât... Da, și asta este, Dumnezeu vrea să ne curățească, să ne sfințească, să ne întărească, binecuvântat să fie numele Lui. Cum? Cum ajungem noi mai buni în încercare? Și primul dintre aspectele pe care îl subliniez este acesta, înțelegând rolul și rostul încercării. Noi de multe ori înțelegem încercarea ca pe o pedeapsă, dar nu-i pedeapsă. Noi de multe ori înțelegem încercarea ca pe o lovitură. Noi de multe ori înțelegem încercarea ca pe ceva ce nouă nu ni s-ar cuveni, nouă nu ar trebui să ni se întâmple, ori nu este așa. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți, și nu zice când treceți prin încercare, când treceți prin felurite. Deci aici așa are și o temă bogată, felurite, diverse, multiple încercări, adică de tot felul. Și Dumnezeu câteodată trimite lucrul acesta, dar când le înțelegem rolul și rostul, atunci devenim mai buni. Apoi, cum devenim mai buni în încercare? O acceptăm. Simplu. Acceptăm încercarea. O acceptăm, o primim, știind că a venit de la Dumnezeu. Cristina amintea de Iov, aduceți-vă aminte cuvintele lui Iov. Felul în care el acceptă atât de senin, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie extraordinar. Extraordinar. Cum devenim mai buni? Uite, înțelegem rostul încercărilor din viața noastră,
acceptăm încercările din viața noastră și apoi îl luăm pe Dumnezeu lângă noi în încercare. Pentru că vă spun așa, frumusețea lui Dumnezeu este dată de faptul că pe lângă faptul că El trimite încercarea în viața noastră, atunci când trecem prin încercare, știți unde este El? Lângă noi. Și știți cine ne scoate din încercare? Aș vrea să plecăm cu gândul acesta. Cel care ne trece prin încercare este cel care ne însoțește în încercare și este acela care ne scoate din încercare. Și acela este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Și când îl iei pe Domnul, atunci devii mai bun. Bunătate fără Domnul nu se poate. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm. Și, Doamne, venim și îți mulțumim frumos că ai fost cu noi și în seara aceasta. Pentru încercările pentru care noi nu ți-am mulțumit, Doamne. Pentru momentele în care ne-ai încercat și noi am cârtit și n-am știut să le primim, Doamne, te rugăm să ne ierți. Și chiar dacă este greu și este o țintă atât de înaltă pentru noi, Doamne, ajută-ne să ne bucurăm când trecem prin încercare. Ajută-ne să înțelegem de fiecare dată când Tu ne încerci ce vrei să ne arăți și să ne înțelegem starea și scopul încercărilor pe care le-ai trimis în viața noastră. Și apoi, Doamne, te rugăm din toată inima ca întotdeauna să te ținem lângă noi și să stăm lângă Tine când trecem prin încercare. Te rugăm să ne faci mai buni și să nu lași ca puterea noastră, credința noastră, dragostea noastră în încercare să slăbească. Iar acum, la ceasul serii, Doamne, te rugăm, însoțește-ne la casele noastre și pe cei ce mergem, Doamne, la slujba de priveghi, te rugăm să mergi cu noi și să ne dai har. Ne rugăm și pentru ziua de mâine, te rugăm să ne întărești, să întărești familiile îndoliate, Doamne, și să faci ca prin vestirea cuvântului, prin slujirea, prin cântarea fraților, aceia care încă nu te cunosc pe Tine și vor asista la priveghiuri și la înmormântări, Doamne, să se întoarcă cu fața spre Tine, să fie cercetați și, Doamne, să se hotărască pentru Tine. Mulțumim că ne-ai ascultat. Numele Tău, Doamne, să fie binecuvântat în veci. Amin. Dăm slavă Domnului printr-o strofă de cântare, ne binecuvântăm unii pe alții și mergem spre casa noastră sau spre capela funerară Goie la slujba de priveghi.